Câteva tururi rămase până la final. Walter trece pe prima poziție. Nu am văzut mai devreme pe camere când s-a produs rocada. Pătru pe poziție secundă. Iar așa cum spuneam, această luptă i-a permis și lui Minkov să se apropie, să fie acolo în lupta pentru o poziție de podium cel puțin. Pătru este cam departe de Volter pentru a-l mai ataca în acest moment. Însă este pus sub presiune de Dejo Bogoiu și Minkov. Aici pare că se va da bătălia sub două tururi până la finalul acestei manșe finale. Walter scapă, se uită în spate puțin, însă nu ar trebui să mai aibă un stres din acea poziție. Pilotul pus sub presiune mult mai puternică este Pătru. Dejo este peste tot în spatele lui, se uită pe stânga, se uită pe dreapta, nu atacă momentan. Un ultim tur va avea la dispoziție. Bogoiu încearcă un atac pe ultimul sector, însă nu reușește, iese larg Dejo pe linia dreaptă, ultimul tur în care se intră acum. Volter este în față, nu ar trebui să aibă niciun stres. Nu atacă nimeni în acul de păr, Bogoiu rămâne în spatele lui Dejo. Câteva viraje rămase până la final, Dejo se aruncă puțin pe interior, însă nu reușește acest atac. Intrăm pe ultimul sector, Bogoiu din nou pe interior, se uită, un ultim punct în care se poate ataca, nu se produce nicio schimbare. Intrăm în ultimul viraj, iese Volter și câștigă Cupa României la clasa senior Rotax. Pătru încheie pe poziție secundă, 3 pentru Ișvan Dejo, 4 pentru Bogdan Bogoiu, 5 pentru Victor Minkov.